Se convoacă Consiliul Local Comunal în ședința ordinară din data de 31 ianuarie 2023 la sediul Consiliului Local Mănăstirea Cașin, cu următoarea ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre, aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire comunală, întreținere, colectare, transport și dezvoltare deșeurilor și pentru activitățile comerciale, stabilirea unor măsuri pentru protecția mediului și pentru obligații cetățenilor. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașin. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate persoane fizice și persoane juridice pentru anul 2023. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică moderată a clădirii sala multimedia din incinta Școlii Gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, Fondul Local Investiția 1.3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrative teritoriale, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții, modernizare, infrastructură rutiere, strada Pârâul Negru, satul Peș, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice a obiectivului de investiții, modernizare infrastructură rutiere, strada Vodăreș și strada Eroilor, sat Mănăstirea Cașin, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S2 în 19, situat în satul Spitalul, către societatea Padel Forest SRL. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii lotului S6, situat în satul Scutaru, către Roșu Valentin. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui ședință a 10-a Mai mult, ordinea de zi. Mai da. Cu reprezentarea mandatului domnul Craft. Da. Da, practic trebuie să întreg doamna primar să ne prezinte. Da, asta aceeași este ședința de acum în februarie și să votăm. Nu vrem să ne scriu acasă. Sunt sigur. Da. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Trebuie să aprobăm și procesul verbal la aprobăm și procesul verbal la ședința anterioară. Cine este pentru? Deci putem începe. Punctul 1. Proiect de hotărâre. Aprobarea regulamentului privind normele de gospodărire comunală, întreținere, colectare, transport și depozitarea deșeurilor și pentru activitățile comerciale, stabilirea unor măsuri de protecție a mediului, precum și obligații cetățenești. Presupun că l-ați avut ca material, dacă ați reușit să-l fac proces, dacă nu, le discutăm, fiecare punct în parte. Domnul viceprimar Gerus Găvârdici a lucrat la acest regulament, îl va prezenta cum v-ați spicuit sau chiar cum considerați dumneavoastră, în așa fel încât cred că este și necesar să audă cetățenii că au și responsabilități, nu numai drepturi. Și poate reușim cumva, prin instituirea acestui regulament și a aduce la cunoștința cetățeanului că responsabilitatea lui constă în faptul de a-și face și curățenie în fața porții, de a nu duce cu noi în altă parte, dar domnul vice ne va prezenta. Deci, an de an, aprobăm acest regulament privind normele de gospodărire comunală. Atât persoanele fizice, cât și persoane juridice, deținătoare orice titlu de imobile sau
spații de orice destinație, sunt obligate să ia măsuri pentru asigurarea întreținerii, curățenii și îmbunătățirii aspectului ereditar al clădirilor, căilor de acces, împrejmuirilor, străzilor, drumurilor și zonelor înconjurătoare. În acest scop ne revin următoarele obligații. Se execute lucrări de reparare și vopsirea gardurilor, porților, repararea acoperișurilor și a coșurilor de fund. Se întreține curățenia în incinta locuinței și în anexele gospodărești. Aici este o problemă. Avem vreo câteva cazuri de concetățeni a căror curți sunt focare de infecție pentru vecini și pentru noi toți. Vecinii vin disperați la noi și spun, doamne, faceți ceva, că nu, ne mănâncă șocolade. Ei, ei sunt obligați. Nu vrem să mergem peste acei cetățeni să-i amendăm. Spun, de la urmă, aceasta este metoda noastră de coerciție, principala noastră armă, este amendă. Este ușor să scrie un proces verbal, să dai amendă unui cetățean. Păi trebuie să-și plătească ceva. Dar cel care are curtea Ormanului Urmoaie, siguranță nu va plăti nici amendă. Acest regulament, cum am zis, îl adoptăm an de an. Și mai trebuie să el mai spune așa. Că cetățenii au obligația de a curăța periodic sau ori de câte ori se impune șanțurile și rigorele din fața gospodăriei personale. Să văruiască pomii și stâlpii din fața acestora, să asigure toaletarea copacilor de pe drumurile publice care sunt în dreptul proprietăților. Să nu deterioreze instalațiile de utilitate publică. Să interzice cu desăvârșire așezarea pe domeniul public din fața gospodăriilor a materialelor de construcții, lemnelor de foc, clăi de vânt sau șuruburi de cruceni. Să întrețină în stare corespunzătoare suprafețele din fața imobililor, să desfunde podețele din zona locuinților, să distrugă buruienile din toate, de pe toată deschiderea gospodăriei. Ca principală schimbare, vine la capitolul 6. Aici vreau să văd că. Vine la capitolul 6. Capitolul 6 înseamnă aplicarea sancțiilor contravenționale. Și cuantumul acesta. Și la articolul 7 aliniatul 1 spune așa. Constituie contravenție și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv amendă de la 1000 la 2500 de lei pentru persoanele juridice, nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 1, litera A și D. Și aici avem, se execute lucrări de reparare și folosirea gardurilor, se asigură curățenia periodică a șanțurilor, să nu deterioreze instalațiile de utilitate publică și să întrețină pe fiecare imobil loc vizibil tablița cu numărul de imobil. Primit. Deci amendă este de la 500 la 1000 de lei. Alineatul 2. Constituie contravenții și se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 1000 de lei la 2000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 2000 de lei la 5000 de lei pentru persoanele juridice, nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 1, literele E, O. Și aici, deci începând de la, se interzice cu desăvârșirea așezarea pe domeniul public, din fața gospodăriilor particulare a materialelor de construcții, lemne de foc, clăi de fân sau șure de cruceni, să asigure curățenia trotuarelor, să le lătureze zăpada și piața fără a funda rigolele, șanțurile și să stingherească sau să îndreuneze circulația pe drumurile publice ale localității. Execuția de lucrări în zona drumurilor și spațiilor verzi ce aparțin domeniului public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin fără avizul eliberat de primărie. Persoanele fizice sau juridice care au executat lucrări amplasate pe domeniul public sau privat al comunei cu avizul primăriei au obligația să aducă la forma inițială zonele afectate în termenele prevăzute de lege. Se interzice crearea de obstacole, depozitarea de materiale, obiecte pe drumurile publice. Se interzice degradarea totală sau parțială a platformei drumurilor, trotuarelor, șanțurilor, podurilor, podețelor, punților, anexelor, drumurilor, stâlpi, indicatoare de circulație, marcaje rutiere.
Închiderea domeniului public și privat al comunei, precum și a drumurilor publice sau ocuparea parțială a acestora prin împrejmuiri și construcții, este interzisă neprimirea sub orice formă de către deținătorii terenurilor din avan a apelor ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate la munte. Aici avem o problemă. Mulți pun un baraj, dar de ce să vină apa la mine? Lasă să stea apa la tine. Dacă ar fi numai apa curată, dar vin toate mizerile la tine. Da, dar ce face? Nu face ce șoară. Vine, deci asta este și luată din lege. Eu sunt unul din ala care am diversi băregare care nu vreau de apa. Trebuie să terminăm materialul și după aceea... Da, exact, discută. Și am vrea să intervenim divers. La alineatul 3. Consiliul contravenții și se sancționează cu avertisment sau panele de la 500 la 1000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv de la 1000 la 2000 de lei pentru persoanele juridice, de respectarea obligațiilor de la articolul 2, literele A, G. Și spune aici că persoanele autorizate pentru desfășurarea activității comerciale sau de transport stradal, floșcuri, tonete, terase, au obligația de a menține curățenia în zona lor de activitate. Fiecare agent economic are obligația să doteze unitatea cu coșul de gunoi, numărul acestora să fie proporțional cu mărimea unității. Am păsat în fața acesteia. Se interzice mutarea tonetelor, a coșurilor stradale și altor bunuri de folosință publică de la locul unde au fost așezate. Este interzis aruncarea resturilor de obiecte sau ambalaje în altă parte decât în locurile stabilite de primărie. Se interzice lipirea anunțurilor de publicitate în alte locuri decât cele stabilite. Se interzice ocuparea domeniului public, a drumurilor publice, a căilor de acces de pe teritoriul comunei sau abandonarea acestora. Abandonarea pe acestora cu autovehicule funcționale sau nefuncționale, atelaje sau utilaje, părți din autovehicule, precum și alte materiale, piatră, frumbiș, nisip, etc. Se interzice la nepermiterea accesului utilajelor pentru a face curățenie, pentru a toaleta copacii și se interzice deteriorarea drumurilor publice, a drumurilor sătești dintre granul și extragranul comunei, prin executarea diferitelor lucrări sau prin tractarea lemnelor de la târâș, precum și afectarea izvazului comunal, prin târârea lemnelor, tăierea secțională a acestor. La alineatul 5, nu, la alineatul 4, Consiliul contravenție se sancționează cu avertisment sau cu amendă de la 500 la 1000 de lei pentru persoane fizice, respectiv 1000-2000 de lei pentru persoane juridice, de respectarea prevederilor articolului 2, literele H, I, K și L. Aici avem, se interzice repararea și întreținerea autovehiculelor pe domeniul public, se interzice lăsarea animalelor și păsărilor pe domeniul public sau proprietatea instituțiilor publice, școli, grădinițe, pe drumurile comunale sau județene sau pe proprietatea persoanelor fizice. Tăierea trencilor sau care împiedică buna funcționarea cablurilor și instalațiilor electrice de telecomunicații se poate efectua numai de către cei abilitați. Și se interzice curățarea sau spălarea rufelor, vehiculelor de orice fel și altor obiecte care poluează la fontanele publice sau la panoului Cașin și a panoului ce străbat localitatea. La articolul aliniatul 5, Consiliul contravenție și se sancționează cu amendă de la 2000 la 5000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv 10000, 20000 de lei pentru persoanele juridice, nerespectarea obligațiilor prevăzute la articolul 2, litera J, care înseamnă se interzice abandonarea, lăsarea câinilor sau altor animale pe domeniul public sau pe domeniul comunale și județene. Deci, prin asta încercăm să combatem fenomenul de abandon la câinilor, care văd că s-au învățit și la noi, și nu numai la noi. Toată țara e plină. Și vin cu mașina, îl lasă 4-5 câini și a plecat. Nu putem avea discutat. Eu zic că s-a surprins cumva toate problemele care... O să punem pe stadiul și va fi... Pus, da. Dacă cineva mai adaugă ceva, putem interveni asupra lui. Ori de câte ori este necesar. Deci, problema mea ar fi să se aplice. Se vor aplica.
Dacă o să mergem numai pe cremență, cu avertisment, nu o să întâmplă nimic. Adică chiar dacă e dat într-o fază de avertisment, a doua oară nu mă va mai face. Eu așa că... Regulamentul anterior erau, amenziile erau undeva în unice și nu își... Chiar dacă puteai o amendă, nu își producea efect. Era mai ieftin să plătești amenda decât să-i plătească la ăla căruța să-i plătească cu noi. Ca asta să nu. Plătesc căruțele și duc pe marul răperul, pe păduri, prin totdeauna. Mai nouă mă duc în Fâneți, pe ei. Pe Fâneți? Pe unde am plătit? Nu mă lătim, nu mă lătim. Pe unde am plătit, nu mă spuneți la urmă. Am vrut să spun că se discuta că eventual mai spune de acord ca apele din amănii să... Dar este o obligație legală stabilită și prin legea apelor. Am înțeles. Deci este o obligație legală, nu este... Deci este preluată prin legea. Ești obligat să preiei apele din amănii, care vin natural. Nu dacă domnul Renția spate furtunul de la el și îți dă apa în curte, ce să fie nevoie să-i împlinești. Nu, e natural. Dacă îți vine apa din amănii, ești obligat să o împlinești și să-i dai drumul la amănii. Dacă aia îți duc un parte din noi care l-ai acolo, Asta e altă problemă. Tot din lipsa banilor. Tot din lipsa banilor nu s-a rezolvat. Știți prea bine discuția cu regularizarea părâului Sărățel, modul în care a fost făcut acel studiu de fezabilitate pe care l-am prezentat în dumneavoastră. Și v-am explicat și ce informații am primit de la Compania Națională de Investiții privind suma acelui proiect. Anul acesta ne... Deci anul trecut nu au fost bani ca să actualizezi și să verifici, să vezi dacă am putea găsi o altă soluție tehnică. Și anul acesta am prins ceva în buget, sperăm că mai pot rămâne în urma acestor bani pe care îi primim astăzi. Și să încercăm să găsim, asta este și decizia celor de la Compania Națională de Investiții să găsim o altă soluție eligibilă și fezabilă. Că așa Vioane vă explicase ce s-a întâmplat cu acel proiect în 2019. Scopul acest regulament este să sensibilizăm populația, cetățenii, să-și facă datoria de cetățean. Exact. Eu asta văd lucru. Așa este. Deci de zăpezirea asta am pus ceva acolo, apropo. Dar este, bună țara și frumos și a bădețelor, tot aici, tot am oprit de acolo. Tot aici. Esența este în felul următor. Cea mai mică amendă este de 2000 de lei. La problemele sensibile, gen aruncare de gunoi, abandon câini, este 2000 de lei. Deci cetățeanul care va fi prins aruncând gunoi aiurea, vedeți-mă că va fi amendat cu 2000 de lei. Domnul director la domeniul public, vreau să vă aduc la cunoștință. În zona Bălăceanu, domnul Hârjan nu e bine. De așa m-am interesat, are 1600 de metri pătrați la registrul agricol, deci asta înseamnă loc prăjini. Jumătate din terenul ăla l-a ocupat cu niște bărăși, cu niște șandramale acolo, și a ocupat domeniul public până în marginea apei. Deci are peste 3.000, sau chiar 3.500 de metri pătrați. Eu ce solicit, dacă a ocupat abuziv, să plătească la primărie, la metru pătrat, sau eventual să-i se dea dată înapoi pe domeniul public. Da. Deci două variante. Nu-i decât una. Decât una. Să se retragă. Să se retragă, să rămână exact în suprafața care o are la registrul agricol. Deci am zis, orice concesionare, sau să zicem, că acum se cheamă mai curând,
concesionare, închiriere în domeniul public, nu se face decât conform codului administrativ, prin licitație. Nu mai există nicio limită. Deci, iar noi nu avem ce să facem licitație la acel teren în care se dăm lucrurile. El a licitat singur, el a licitat, el a... Vom face o verificare, avem comisie de urbanism și vom verifica la fața locului ce se întâmplă. Au ocupat tot terenul ăla până în margine, a apelor, poate nimeni să mai circule pe acolo, tot vom și ieșire. Da, am înțeles. Da. Spune-ți. Așa am început, de exemplu, șanturi. Dar dacă crezi așa, în general, de ani, zile în urmă, dacă vrei la unul, de ce nu eu, sau strada aia, în care eu, și spui, bă, tu n-ai fost șanturi sau nu ai făcut curat, cu cine ești tu, că... la timpul Ceaușescu, că nu pot să, adică nu știu cum să zic, să intervin la om, ca să nu-l deranjez, că și om care ai pretență și știi ce spune, că da, ce nu ești, că nu știu ce, trebuie făcut ceva din partea primăriei, sau nu știu ce ar fi. Asta nu s-a făcut, dar nu asta s-a făcut. Am înțeles, că nu înțelegi omul, a doua treabă. De asta am și citit acest regulament, pentru că este filmată această ședință și lumea trebuie să știe că avem drepturi, dar avem și responsabilități. Treaba cu câini, avem o camerul la vedere. De exemplu, aici la sector, una de stăsa la probleme, terenul la grand acolo. Vă spun, cred că nu există lună să nu vie câte o mașină, să lasă câteva 5 până acolo. Vă rugăm să faceți poze la mașină. E ca naiba, că nu-l des, că oare pleacă repede, oare... Ai văzut când și a dispărut mașina. Ne ajută foarte mult o poză la mașină. Sau măcar sau ora. Ca să nu putem vedea pe cameră. Să văd, urmărind după aceea că noi avem camera de care citesc numele de pe mașină. Când eu m-am asigurat de ei, nu știu ce fac pe aeroport. Când nu intru în orice... Doar un simplu telefon. În jurul orei de... A fost văzută mașina descărcând câini. Așa e. Îi căutăm. Îi mai lasă în noaptea, îi lasă la treacă. Trebuie dimineața cu ei la coadă. Încercăm să găsim o soluție absolut legală, că toată țara pierde pe acest subiect câini. Să știți că dacă încerci să iei, să știți că vom avea probleme cu sătenie. Că marea majoritate le place să stea cățelul în fața porții, să-i dea mâncare și dacă te apropii de cățel, atunci zici că e a lui. Da, deci vom avea probleme. Dacă mușcă pe altul, nu e a lui, da. Eu am deci vom avea probleme acolo. Se trebuie copiii aia la școală. Și mă nu mă cea de mine. Bă, dacă ți-au venit sau nu i-am eu. Deci nu are probleme. Nu au trebuit să copii. Deci frumos să ia de mâncare. Ce facem cu consilierii noștri care au câini și lasă libere pe stradă? Regulamentul spune asta. Deci soluția ai costele de e regulamentul. Deci noi am discutat treaba asta. Deci știm sigur că cățelul ia meu. Am aici legat. Așa. Ia meu. Cățelul ia meu. Eu nu recunosc că ia meu când e pe stradă, știi? Soluția e microciparea lor. Exact. Atunci tu devii proprietar, da. Poate e regulă. Așa ar trebui. Aici e treaba. Sână, da? Da. Aici e treaba. Și o să întâmple treaba asta cât de curând. Să și microcipează căței în mănăstirea cașei. Numai că trebuie să plătești tot pe bănuți și atunci lumea se ferește. Ea ne microcipează. Așa. O mare parte sunt mire. Ceva să știți. Sunt. Și poți să recunoști? Altcineva pune la voți. Spuneți, domnul Micu. Dar nu-i sigur de diverse? Nu. E la regulament? Deci la... E la regulament. E vorba tot de ocuparea unui drum de servitudine, tot din Hârșanu, care... La diverse. La diverse. Haideți să trecem regulamentul, ne odihnim acum. Deci, la punctul 1, cine este pentru? Toată lumea. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor salariale acordate funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Mănăstirea Cașa. Da. Am făcut o
anexă, dacă v-ați uitat, e pus pe ea. Practic, noi nu modificăm niciun salariu. Ca să nu, asta vreau să știți de la un capăt. Este așezarea pe grilă a salariilor. Nimic altceva nu s-a făcut la acest moment. Această salarizare va fi afișată la vizier, va fi afișată pe site-ul primăriei. Deci nu există nicio modificare salarială. Asta trebuie să țineți cont. În continuare, salariul pleacă de la 2080, că asta este obligația prin lege dată. Deci de la 2080 a secretarului, a viceprimarului și a primarului, cu coeficienții dați prin legislație, deci nimic altceva pe care îi aveți acolo, după care coborâm tot aparatul primăriei în funcție de coeficienți și gradații. Gradații înseamnă vechime. Și aveți acolo totul adaptat la legislație. Nu este nimic altceva. La până acum, recunoaștem, aici aveam un anumit gol. De ce? Nu aveam responsabil de resurse umane și nici domnul secretar probabil că nu stăpânea această activitate de resurse umane. El era cel care ținea această activitate. Și erau făcute într-un fel. Într-un fel, cât să stea în picioare, era făcut cumva această grilă pe care era aprobată, după cum bine știți. Dar nu asta era normalitatea. Normalitatea este și modelul dat de Asociația de Agenția Funcționarilor Publici, acest model care se va afișa. Va fi la vedere, nu avem niciun un secret. În sensul că, începând cu 1 ianuarie 2023, salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Mănăstirea Cașin se mențină la același nivel cu cel acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeași funcție și își desfășoară activitatea în aceleași condiții. Dar în 2022 s-a dat că se mențină în 2021, în 2021 s-a dat că se mențină în 2019. Noi suntem la salariile din 2019, atenție! Deci tot ceea ce s-a făcut acum e o actualizare anuală, dar dusă la 2019. E un tam-tam așa la televizor, cu mărie, cu nu știu ce, dar nu știu cărui, care dintre cei care ies acolo au cunoștințe cât, că se dau niște sume fabuloase acolo, dar nu știu cât, mă rog, se stabilesc coeficienții de salarizare, nu să puteți să o puteți singuri. Aveți coeficient, aveți 2080, deci fără nicio problemă. 2080 și luați impozit. Ori 3080 și 7000, luați impozit la 5.000. Mai sunt și cu 3000. Că e 3.25, 3.50 și da. Acolo. Nu-i foarte mare diferență. Dar în condițiile în care 3.000 este salariul minim pe țară, domnule. Și atunci cum vă ții pe un om special, vrei specializare în primărie? Cu cine să faci specializare? Că nu vine nimeni pe urmă, că dacă vrei să aduci un specialist, nu vin la 3.000 de lei. Așa este, că specialistul, care este astăzi, deci specialistul nu vine la 3.000 de lei, să fii serios. Se duce în altă parte. Să face un cam pe salariile primarilor, și a primărilor. Că aici se facă păi, blocând salariul primarului și a viceprimarului, au blocat, de fapt, ei pot să spună că măresc cu nu știu câte procente, dar, de fapt, nu are voie funcționarul să depășească salariul viceprimarului. Și s-a stopat prin asta. Deci nu. Deci, în momentul de față, pentru angajații din primării, salariile sunt foarte mici. Mă refer la specialiști, la oameni. Da, e cum nu. Dar care sunt chiar de specialiști? Toți sunt specialiști. Ba chiar avem specialiști. Suntem specialiști. Avem juriști. Avem juriști, avem secretar, avem economiști. Avem oameni pregătiți. Vă contrazic. Chiar la momentul ăsta avem... Da, aveți oameni pregătiți. Deci oamenii cu salariile sunt într-adevăr sunt mici. Dar trebuie să-i ceri și eficiența muncii. Fără probleme. Dacă eficiența... nu și-a pus la îndeplinire, să văd o sancțiune. Nu am pus, nu am pus. Nu s-a încasat decât, nu știu, 60% din nu știu ce. Nu am văzut nimic.
Nu s-a făcut în casă. Nu pot să iei criteriul de eficiență. Celul de avantaje și impozite, procedură. No. Pentru că, la, de exemplu, dau un dat, colega noastră, nu poate să ducă să vină la chelarul ăla, poate să dă bară pe impozit. Asta era o dată cu perceptorul, nu știu de ce ar trebui. Acesta nu este un criteriu de eficiență. Credeți dumneavoastră că singura modalitate e asta? Nu, da. De colectare. De colectare? Colectare e una. Deci nu va fi de colectare. Sunt o mulțime de departamente în primărie care nu înseamnă colectare de taxe. Și până la urmă, dacă știți cine nu dă, marea majoritate își plătesc taxele. Sunt oameni care au acumulat amenzi și alea oricum nu o să le mai plătesc. Că primeau la vremea când duceau lemne și îi prindeau de 5.000-6.000, după ce era amărât, îi mai dădea și mă uitam pe somația aceea de plată, 25.000, 26.000, 27.000. Asta, Dumnezeu, le plinzi 3 ori la rând și dai astea, când să-ți dea la bani? Niciodată. Păi și atunci am mers în infracțiune. Dar nu-i vorba de asta. Nu. Deci nu trebuie să gândim așa. Eu am văzut. Nu vorbim. Poate să plătești. Corect. Dar e bună, trebuie să gândești cu ideea mea. Și cu ideea mea. Nu spre care să o plătească. Dar nu poate în cap în cap. Nu s-a întâmplat. Ce zic? Ce zic? Ce zic? Ce zic? Ce zic? Hai să trecem mai departe. Deci, se stabilesc coeficienții de salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului, conform anexei 1, ce face parte din prezenta hotărâre care a trecut-o, da? O aveți toți, o doriți, vă puteți face copii, va sta și la vizie. Asta încerc să vă spun. Și va sta și pe site-ul primării. Salariul de bază aferente funcțiilor prevăzute în anexă se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzute pentru fiecare funcție cu salariul minim brut pe țară garantat regulatorul. Drepturile salariale se stabilesc prin dispoziția primarului Comunei Unăstrea ca și Județul Bacău, cu respectarea prevederilor legale ca veniturile salariale să nu depășească indemnizația viceprimarului, ceea ce vă povesteam. Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv pe perioada de exercitare a acestea beneficiază de o majorare a salariului de bază cu 10%, nici nu se poate da, dar repris. Începând cu 1 ianuarie 2023, se menține în plată indemnizația de hrană la nivelul 1 decembrie 2022, respectiv 347 de lei, numai pentru aparatul ăsta, nu vă gândiți că am și eu bonus sau asta, da? Numai aparatul primarului. Noi suntem dedicare, avem altă. Că știu că toată lumea are probleme cu primarul și cu ce primarul, nu va să primească ceva. Dar noi nu avem. Să vă liniștiți la început și pe cel care stă acolo în spatele pentru timpul efectiv lucrat și funcționarilor publice și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului, așa, și începând cu 1 ianuarie 2023. Se mențin în plată voucherele de vacanță în cadrul de 1450 de lei, tot pentru funcționari și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Început cu 1 ianuarie 2023, la nivelul primăriei Comuna Mănăstirea Cașin, se acordă primarului, viceprimarului și personalul nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene, sporul pentru fonduri europene în cuantumul stabilit de lege. Asta e în discuții. Nu, deocamdată nu cred. Și cam tot. Da. Deci, articolul 7, indemnizația lunară de care beneficiază primarul și viceprimarul comunei, se mențin în plată la nivelul lunii decembrie 2022, ceea ce vă spuneam, 2022-2021, 2019. Deci, păstrăm legislația. Nici nu tăiem, nici nu primim. Asta era ideea. Suntem pe legislație. Că așa angajați, n-au cum să fie, eu un drept deja câștigat. Exact. Hai să vorbim să mai. Dar n-ai. Deci, nu te lasă lege. Da. Deci, altcineva? Mai avem discuții? 2018 se reprezintă salariul minim brut? Din 2019. Din 2019. E brut. Brut. Din 2019. Brut. Pe ăsta se vede. Brut. Așa. Nu se spune ce nu. E brut. Totul e brut. Tot ce vedeți acolo. Da. Nu i-am votat în consiliu atunci. Tot din busara, nu de la 2019. Ar fi fost bine dacă se plădea care se încălzi cuantă, busara la fiecare. Vă știți matematică? Nu știți că eu 10 ori 4 și-am la salariul meu. Exact la
45%. 45%. Da. Care este două asta? Deci 4%, aproape jumătate și jumătate. Da, 5. Aici mai este. Formăm o echipă bună la momentul ăsta în primărie, în așa fel încât, gândiți-vă, că toate acele proiecte pe care dumneavoastră le-ați aprobat sunt făcute cu colectivul primăriei. Și nu sunt ușor de ținut, nici măcar de numărat. Deci, dar de făcut atâtea documente. Sunt stufoase toată documentația. Vă invit în sala alăturată, unde este deja o bibliotecă plină de bibliografie. Și astea sunt ținute cu salariații primăriei. Adică să-i dăm cezarul ceea cezarul. Nu muncesc eu ca primar sau domnul vice. Fără echipă nu faci nimic. Și trebuie să conștientizăm faptul că în primăria Păstrea Cașin sunt posturi care lipsesc și știți prea bine că organigrama, că sunt o mulțime de funcții vacante. Și cu mâna asta de oameni reușim să mergem mai departe. Asta aș vrea să știți. Ca fiecare își umple timpul cu vârful de sat. Eu zic. Sunt mulți oameni care își iau și acasă lucrări, ca să știți ce dumneavoastră. Nu numai eu, sigur. Altfel nu ne-am putea ține. Trecem. Da. Punctul 2. Sunteți de acord că să fiți, să votăm. Sunteți de acord ca cei din primărie să aibă salariul din 2019? Să fie situații deosebite? Să aibă salariile mici? Sunteți de acord? Eu nu sunt de acord să aibă nimeni salariul mic în România. Doamne, dar n-am ce mă face, că peste 2 aici. Asta e legea. Da, asta e legea. Și eu aș vrea să câștig. Toți am vrea. Eu aș vrea să fiu plătit prin munca care o fac, nu vreau să câștig, că câștigul e la așa. La fierbe. Da. Despre astea la vorbă. Da. Voteam. Cine este pentru? Domnul Vin. Mă iubesc să ați gândit. Da. Deci, bără. Nu vă spun. Ne-a întrebat cine e la pescă. Când ești la pescă? Când ești la pescă? Te ține și de mă. Domnul Vin și aici. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubritate pentru persoane fizice și persoane juridice din anul pentru anul 2022. În decembrie 2022 am mai avut o discuție pe acest subiect sensibil, salubritatea. Subiect sensibil astăzi la nivelul întregului județ. Înainte de a veni dumneavoastră, o jumătate de oră, tocmai a plecat din biroul meu domnul director general de la DIS și cu domnul director adjunct. Chiar am avut niște discuții destul de elegante, în așa fel încât ne-am vărsat mai mult năduful, noi lor, ei nou, și fiecare a rămas cu ideile lui. Practic, l-am rugat, zic, să rămână la ședința cu dumneavoastră, zic că n-am nicio problemă, dar măcar spuneți-ne o veste pe care aș putea o să o dau consilierilor, că astăzi se află în situația de a lua o hotărâre care nu-i deloc plăcută pentru nimeni dintre noi de aici și nici pentru cetățenii noștri. Din păcate, astea sunt vremurile și ne confruntăm cu mari probleme pe zona salubrității. Domnul viceprimarul a făcut o notă de fundamentare împreună cu cei de la DIS, așa cum am și povestit în decembrie că vom merge la DIS. Dumnealui împreună cu doamna Olaru de la taxe, pentru că sunt niște calcule
destul de laborioase, să nu vă imaginați că le-am plătit acolo pur și simplu. Va din potrivă. Am luat calități, prețuri, ce am plătit și a ieșit o schemă de calcul care vă va explica domnul vicepreședinte. Deci, pentru anul 2023, taxa de salubritate se va stabili respectând sau aplicând principiul plătești cât arunci. Este un principiu stabilit prin UG92/2021 și anume că este un instrument economic care are drept scop creșterea ratei de reutilizare, reciclare și reducerea cantității de deșeuri la depozitare prin stimularea colectării separate a deșeurilor. Totodată, prin articolul 4 aliniatul 8 din Legea Serviciului de Salubrizare a Localităților, numărul 101/2006, republicată cu modificările și completările ulterioare, se dispune tarifele distincte pentru activitățile desfășurate de operatori se aprobă în lei per tonă, iar taxele distincte pentru utilizatori se calculează și se aprobă în lei per persoană per lună pentru utilizatorii casnici și lei per tonă pentru cei non-casnici. La stabilirea taxei de salubritate se va ține cont de acest SR, de un standard, SR 13400/2016. Salubrizarea localităților deșeuri urbane, prescripții pentru determinarea cantităților de deșeuri urbane și pentru dimensionarea capacităților de precolectare, colectare și transport. În stabilirea acestei taxe, de ce vorbeam și la ședința anterioară, este un pic mai simplă decât stabilirea prețului la energie sau formulei. Atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici, se va lua în calcul media cantităților de deșeuri municipale generate, cantitate rezultate din rapoartele transmise de către Rombrest pe anul 2022, media tarifului variabil V1 și V2 pe anul 2021, din care V1 reprezintă colectare și transport în zona Rombrest, și V2 este operarea instalației COSUD, stația de sortare de lângă Carol, de lângă Termen. V1 are o valoare de 458 lei per tonă, V2 are o valoare de 224 lei per tonă. Rezultă un total de 682 de lei per tonă. După ce se stabilește valoarea, s-a ajuns la această valoare de 682 de lei, se mai adaugă un cec. Cei care înseamnă contribuție la economia circulară, care este de 80 de lei per tonă. Ei, la avis, așa ca o paranteză, am stat o jumătate de oră ca să reușim că și cecul acesta este cec 1 și cec 2. Cec 1 este pe menajer, cec 2 este pe reciclare. Se calculează, este o formulă foarte simplă. Cantitatea de deșeuri rezultată în anul 2022 și care va fi luată în considerare la calculul taxei de salubritate atât pentru utilizatorii casnici este de 471,455 tone. Scrieți domnul Alda? Da, nu mai știu ca să... Iar pentru cei non-casnici este de 157,205 tone, rezultând un total de 628,66 tone. Este menajerul care s-a colectat în anul 2022 de la noi din comună. Cecul, contribuția la economia circulară, se va calcula la o cantitate de deșeuri în cuantum de 698,597 de tone, cantitate rezultată din cumulul cantităților de deșeuri menajere și reciclabile colectate la nivelul ATM Mănăstirea Cașin în anul 2022, respectiv 628,66 tone deșeuri menajere, 67,67 tone deșeuri reciclabile, 2,26 tone deșeuri voluminoase și 0,07 tone de euri electronice, electrocasnice. Astfel, este o valoare a cec pentru utilizatorii casnici de 1 leu pe persoană pe lună,
iar pentru cei non-casnici de 9 lei pe persoană juridică pe lună. Deci la valoarea taxei de salubritate se adaugă acest leu pentru persoanele fizice și 9 lei pentru persoane juridice. Care se vedeți în plus și care nu se vede. De aici. E o taxă. Rezultă că taxa pentru persoanele fizice, pentru utilizatorii casnici, cum este în lege, este de, pentru 2023, rezultatul este de 8,5 lei pe persoană, pe lună, inclusiv ce, iar taxa de salubritate pentru persoanele juridice, utilizatorii non-casnici, rezultatul pentru anul 2023 este de 691 de lei per tonă. Deci asta trebuie, așa trebuie aprobată în hotărârea de Consiliu Local. Păi nu facem dezbatere noi? Vorbim, nu am aprobat. Deci este 682 de lei. A plus taxa, înțeles. Plus 9 lei, 691. Înțeles asta. Cantitatea de deșeu menajer împărțit la numărul de persoane din lună, a ieșit o valoare de 7,5 lei. Plus cecul este 8,5 lei. Care nu e o taxă. Este o taxă care trebuie să adăugăm. După cruștiți am zis că o facem la 7,50 chiar așa cum ieșea cu indicele de inflație. Dar când au mai pus leu ăsta, deja... Dacă la persoane fizice, la persoane juridice nu poate fi la fel inflat. Pentru că este tonă, un agent economic poate să dea mai mult, un agent economic mai mult. Explicați o primiță acum. Deci, conform acestui principiu, deci începând de la Guvernul României, Garda de Mediu și toți factorii decidenți de la centru, vor să aplicăm prin această ordonanță acest principiu, plătești cât aruncă. Acest principiu se referă la ca o cantitate totală. Deci de asta luăm ca reper tonajul. Dar noi am stabilit această cantitate, această valoare de 691 de lei. Noi avem o valoare. 157 de tone. Ori 691 de lei. Din împărțim la totalul agențiilor economici de pe raza OAT-ului Mănăstirea Crăștia. Da? La nivel de 2022 a spătit 60 de lei în magazinele mixte și 20 de lei barurile, frizeriile, boara, firmele de transport. Nu ați să spătit mai mult? 50 de lei. 50 de lei, nu? 50 de lei. Da. Acum am stabilit. Instituțiile publice plăteau 120 de lei. Genopolul Silvic, Sumăria, și am dus taxa la Opolul Silvic, la 160 de lei. Pe lucru. Primăria va plăti 160 de lei. Pe lucru. Școala va plăti în funcție de numărul de elevi. Care e destul de mare. Banii care vor veni cu tot de la exact. Iar am zis, cei care au plătit 60 de lei anul trecut, vor plăti 70 de lei anul acesta, o mărire de 10 lei, iar cei care au plătit 20 de lei, vor plăti 30 de lei anul acesta. Și asta până se va institui acest procedeu. Tocmai asta i-am spus domnului director. Dați-ne o veste bună. Ce se va întâmpla? Am spus așa. Fiecare care vine la primărie să semneze un acord. De câte ori vrea să-i se ridice cu noi? 2 cu 2. Adică, de 2 ori menajer, de 2 ori reciclat. Dar te-ai dus la 3 cu 2, se dublează prețul cu noi. Corect. Să vedem dacă cineva va vrea 3 cu 2, poate cineva e potent financiar, cât vrea 3 cu 2. Dacă după 60 de zile,
decizie, rămâne varianta asta cu 2, cu 2. Până pe 31 ianuarie 2024, când se încheie contractul cu Romprez. Începând la 1 februarie 2024, se va licita din nou acest serviciu. Dar în perioada asta, asta era vestea bună pe care ne-au dat-o cei de la ANIS. Consiliul Județean achiziționează pubele cu varianta de măsurare a gunoiului. Oh, asta era vestea. Noi ne mai chinuim anul ăsta. Cu cine? Anul ăsta este o povară. Dar a vrut să anulați la sfârșit toată această poveste. Vor cumpăra inclusiv mașini. Prin fondurile europene, deja achiziția, am înțeles că este în desfășurare. Deci pupele, partea asta de... Și va fi un laptop, un calculator în primărie, care va registra Ionescu cât cu noi a ridicat săptămâna asta menajerul. Atâția metri cub, da? Atât plătește. Dar informația pleacă la primărie, la Romprez și la ANIS. Trei linii vor fi. Și atunci, fiecare va plăti în funcție de când îi se va ridica un om. Pentru că mai este o problemă. Spunea domnul director, ai pubela ta cu cine? Mașina este concepută în așa fel încât, dacă tu ai doar o pubelă cu cine, atât de ți-a. Tu poți să mai ai încă două pe lângă, nu? Nu-ți ocupa și mașina. Deci dacă mai ai calculat. Și vor fi trei pubele. Dacă mai încălcă, dacă o să fie... Dar fiecare pubelă pentru reciclabil, pubelă menajer și pubelă PET cu sticlă, cu metal. Eu cred că cetățean când vine mașina atunci, cred că dă un pichet. Nu, pe bază de chip. Cum ați face el automat? Păreți că o să facă aplicații și așa. Este aplicații, nu. Ai aplicații și te descarci pe telefon. Că așa nu trebuie să fie un tip cam cinturi, dacă eu nu văd atât. O, aplicații. Asta ți-am zis chiar de pozitiv. Asta nu-i totdeauna. De ani de zile spun asta, doamne, dacă vrei cât arunci, atât plătești, așa trebuie să fie. Implementează. Că nu la nivel de comun atât arunci, atât plătești, cetățeanul plătește diferit. Păi, așa este. Nu? Păi nu-i corect. Eu zic totdeauna am spus. Principiul ăsta, plătești cât arunci. În momentul de față, nu e aplicabil. Dar fiecare să plătească cât aruncă, cu adevărat, nu la fel. Fiecare să plătească cât aruncă. Este firesc. Și foarte bine că... Doamne, stați-o ce am văzut. Vorba de măsurare sau cântărire? Cântărire. Are un chip care... Deci fiecare pubelă se prăjărită la momentul ăla. Da, are un sistem de citire la mașină. Corect. Cântărită. Când am cântărită. Ăla de 10 kg. Aia cântă reciclabil sau aia cântă menajer. Deci fiecare va avea... Să sperăm că acest sistem, ca să le-am și lucrat succes, în 2024 va funcționa acest sistem care sună frumos, trebuie să recunoaștem. Totuși, dacă dumneavoastră ați propus ca să vină din două ori mașina pentru... Nu m-a propus. S-a propus mai ce să zice din două ori, din patru. Ar mai trebui redus un adus la preț, cum a prețul crește. Păi nu, deja... Dar nu, parcului făcut. Reciclabilul se... Parcului făcut. Nu, reciclabilul. Reciclabilul mai scump și nu plătește. Nu plătește. Reciclabilul, tona de reciclabil este acum la nivelul ăsta de 98. Aici e problema. Adunare și va fost și nu... Nu, dar... Dar trebuie să plătești că ți-l ia. Păi tocmai aia vreau întreba. Dar când plătești, nu plătești. Nu plătești, îți plătești un menajer. Doar menajer. Hai, bine. La momentul ăsta. Doar aș menajer. Reciclare. Dar se plătește doar un bază. Dar nu ne să nu plătim, aia e problema. Deci... Efectiv, noi plătim doar două ori. Mă, îl sensibilizezi cu un bără. Am făcut și o situație. 2021 cu 2022. Da, să prezentăm. Da. Deci, să știți că la total, la menajer, am scăzut 112 tone. Nu, dar am adunat și până la decembrie. Atunci, bă... Corect.
chiar mă tem că să luăm un plin de câte. Este eu să fie celălalt. Asta am spus și eu celor de la ADIS. Că atunci când vor vrea să plătească și când vor fi citiți, da, gospodăria Popescu va plăti doar atât. Va scade menajerul, dar s-ar putea să crească în altă parte. Eu știu că sunt 93 de membri ADIS. Din 93 de membri suntem tot 15. S-a muncit pentru reciclabilul ăsta. Eu am văzut că am văzut că pătarele, ticăle, cum am spus mașina, acolo și l-am dus. Erau plini de mare. Da, da. Ce a ținut de partea OAT-ului, noi zicem că am făcut absolut tot ce ne-a stat în putere, încât să scadem contribuția OAT-ului, în așa fel încât banii aceia să-i folosim cu totul și cu totul alte locuri, nu la plata cu noi. Și chiar vă rog să ne credeți că ne-am zbătut și ne-am zbătut creierii să scoatem o taxă cât mai de cât umană. E ok, dar... Eu vă spun că în județ, la ora asta, nu este taxă mai mică de... S-au uitat în județ, o să există mai mică. Nici măcar la persoane juridice. Nu sunt, că la bine ce vom vă lua. Vă stau la dispoziție. Vă stau la dispoziție. Vă stau la dispoziție. Am zis, dar cu numărul de plătitori la nivel de comună, 3.000 și ceva... 3.528. Cred că e puțin. Da. Pentru că să știți că vin foarte mulți care vor să se scadă, că sunt copii la facultate, că sunt plecați la muncă în străinătate, că stau în străinătate și nu sunt. Da. Și... Dacă stau ce-l fii, nu. Dar eu sunt ducem să ne dați trei luni. Trebuie să stii și ani când este, dacă pleacă, dacă vii pe reclutație, bine, trebuie să venim. Trebuie să ai persoana să ne dați trei luni. Păi dacă ne luăm numai după cererea... Dar nu e numai cerere, că totdeauna cerem documente în spate, nu mă cer. Provează! Provezi că ești plecat cu contractul de comandă. Ar trebui și oameni să funcționeze aceeași situație de la alte localități. Deci persoanele care sunt plecate în străinătate, deci măcar o singură persoană să citească sau în care. Da, eu vă spuneam că am pățit, am văzut familie venită din străinătate și în fața părților avea tone de gunoi. Deci să nu spună că vin odată pe an și că o dată pe an cântiți, nu scoți, da? Spăr pe adică de aia. Și să știți, ideea este că dacă ar fi un concetățean, toată pe care venim, cât suntem trei, venim la primărie, ne declarăm, plătesc că bunărul meu o lume să așa. Nu face. Dar cât stă luna aia, de patru ori, poate o lume. Nu are luna aia. Și mai aici ai via. Exact. Exact. Îi face cineva. Întotdeauna. Și care s-ar putea chiar să-i scoată regulat pubelul. Îi scoate vărsul. Nu vreau să care lucrează pe părțile. Deci, putem să, dacă vreți să aprobăm, o persoană la gospodărie plecată. O persoană se plătește pe da, anul. De acord, Ce să punem la vot cu tot cu persoana care... Dar noi punem acum articolul 1. Taxele de salubrizare pentru utilizatorii casnice ai serviciului de salubrizare sunt diferențiate în funcție de frecvența de colectare a deșeurilor menajere. Astfel, se stabilește pentru utilizatorii casnice ai serviciului de salubrizare care optează pentru colectarea deșeurilor menajere cu o frecvență de 2 ori pe lună și de 2 ori pe lună pentru deșeurile reciclabile, hârtie, carton, plastic, metal, o taxă standard în cuantum de 8,50 lei pe lună. Se stabilește pentru utilizatorii casnici ai serviciului de salubrizare care optează pentru colectarea deșeurilor menajere cu o frecvență de 3 ori pe lună și de 2 ori pe lună pentru colectarea deșeurilor reciclabile, o taxă majorată cu un cuantum dublu față de taxa standard. Adică 17 lei. Articolul 2. Taxa de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare persoane juridice în cuantum de 691 de lei pe tonă de deșeu municipal general. Articolul 3. Pentru identificarea numărului de utilizatori ai serviciului în vederea implementării instrumentului economic, plătește pentru cât arunci și a taxelor diferențiate la frecvența de colectare. Utilizatorii casnici ai serviciului au obligația completării și semnării acordului dat pe proprie răspundere, conform modelului stabilit în anexa 1, la prezenta hotărâre, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul 4. OAT-urile membre ADIS, prin responsabilul lor, vor crea o bază de date cu acordurile semnate
de utilizatorii serviciului de salubritate pentru o gestionare cât mai clară a utilizatorilor care solicită frecvența de colectare redusă a deșeurilor reziduale și vor emite stichere autocolante, ușor vizibile, de la distanță, ce vor fi livrate solicitanților care vor opta pentru frecvența crescută de colectare a deșeurilor reziduale. Nu mai pot și nouă sarcină în spate. Deci dacă cineva vrea 3 cu 2, trebuie să-i cumpărăm cu ceva. Așa. Se aprobă modificarea regulamentului serviciului de salubrizare a OAT-ului Mănăstirea Cașin, conform anexei 2 la prezenta hotărâre, articol 6. Pentru a se respecta prevederile documentului de poziție și actele adiționale ale acestuia aprobate prin hotărârea GADIS Bacău pentru stabilirea taxelor diferențiate, se va lua în calcul media valorii tarifului variabil pe 1 și pe 2 pentru anul 2022, ceea ce va explica domnul viceprimar. Articolul 7. În cazul locuințelor neocupate temporar, ocupate, se instituie taxa de salubritate de 850 de lei pe lună pentru o persoană. Articolul 8. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ competentă teritorială. Asta este hotărârea. Deci, forma hotărârii de astăzi, asta este. Da. Se pune la vot. Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici și a diviziilor general pentru obiectivul de investiții, reabilitare energetică moderat, clădirii sala multimedia, medicita școlii gimnazial numărul Mănăstirea Cașin, aprobată cu finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență, componenta 10. Fondul local, investiția 3, reabilitare moderată, clădirilor publice pentru îmbunătățirea de servicii publice de către unitățile administrative teritoriale, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate la buget local pentru realizarea obiectivului. După cum bine știți, un al treilea proiect pe Planul Național de Redresare și Reziliență a fost să amenajăm și să dăm o formă clădire alăturată de la școala numărul 1 Regina Maria. Avem o problemă, că școala numărul 1 a rămas și voi sunteți școala Regina Maria la avizie. Dar până la urmă le-am rezolvat. Avem făcută documentația pe reabilitare, clădire. În așa fel încât acea clădire, după ce o terminăm de a reabilitat, să-i dăm o altă destinație. Sală de sport pentru elevii școlii Regina Maria. Aveți documentația cu indicatorii tehnico-economice aferenți obiectivului de investiție, reabilitare energetic moderată a clădirii. Valoarea eligibilă a proiectului pe PNRR este de, în lei, am să vă zic, 303.238,32 lei, la care se adaugă TVA-ul la aferent în parte de 57.615,28 lei, ce va fi asigurat din bugetul de stat. Valoarea totală a proiectului, conform devizului general, lucrarea este mult mai amplă decât prevede ghidul de finanțare, 757.082,19 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 142.964,77 de lei. Ca să dăm o anumită arate, așa cum trebuie, clădirea de lângă școală, facem totul ca elevii noștri să-și desfășoare în condiții optime orele și de sport, nu numai celelalte ore. Împreună cu doamna directoare lucrăm la o altă documentație pe care intenționăm să o punem pe componenta 15, educații dotare școli. Încercăm cumva să asigurăm copiilor noștri un standard ridicat în ceea ce privește învățământul școlar. Astăzi, de fapt, aprobăm aceste documente pe care trebuie să le încărcăm pe planul național, pe platforma Planului Național de Redresare și Reziliență. Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție de alin pentru obiectivul de investiție, reabilitare energetică moderată a clădirii sală, multimedia, așa se cheamă la momentul actual, intabulată fiind de mai mulți ani această clădire.
din incinta școlii gimnaziale numărul 1 Mănăstirea Cașin, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Redresare. Așa, se aprobă indicatorii tehnico-economici. Probabil că i-ați avut în e-mail și i-ați citit. Nu cred că putem dezvolta acum. Se aprobă devizul general aferent obiectivului de investiție, reabilitare energetică moderată. Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Mănăstirea Cașin în sume de 453.843,88 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 85.349,49 de lei, reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local. O să fie o simplă sală de sport sau totuși rămân două clase? Nu, o să face. Deci rămân una simplă, ca sală... Sală spațiu suficient. Ne gândim tot pe, prin acest PNRR să dotăm sala de sport așa cum ar trebui. Eu am făcut împreună cu doamna, în așa fel încât să fie un nivel destul de ridicat în ceea ce privește... Termină acum, nu știu ce, în februarie, în 17 martie. În 19 martie se închide linia. Cu dotări, pregătim acest lucru. Ce-a preparat de 4? Cred că nu ne-a preparat. 2 euro, da, încărcat de greșit. Asta proiectul la nivel național. Noi, dacă termenul este 19 martie și nu este primul venit, primul servit. E punctat. Este punctat. De-aia trebuie și făcut. Trebuie făcut și... Bine. Și până la... Trebuie să ne grăbim, pentru că la rândul lor și ei mi-au grăbit. Au fost tot felul de, după cum știți, că mai depune și consiliul județean, de la inspectorat și pentru cabinetul de consilierului școlar, la fel că depune consiliul județean. Mi-a venit după aceea că nu trebuie să-l prinde voi, adică... Pe primărie am fost acolo. Da, votăm. Cine este pentru? Da. Punctul 5. Ajungem și la lucrul aici. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice ai obiectivului de investiții în modernizare de infrastructură rutieră pentru Pârâul Negru, Saltul Pești, Comuna Mănăstirea Cașin. Da. Avem faza... Avem deci nu cred că să mai avem o discuție, plicăm una. Nu, deci aprobăm indicatorii tehnico-economici precizați în documentația de avizare a lucrărilor. Sunt acolo de la bugetul ăla? Da. Bun. Finanțarea investiției se va asigura din buget local. Valoarea totală a obiectului de investiții este de 1.960.381 de lei, inclusiv TVA. Din care începusem cu 1.619.335,34 de lei, inclusiv TVA. Ce pusem? Eu n-am știut să trată. Spuneți-mi ce pusem. Construcții montaj. Așa, da, știu. E contractul... Nu fac mișto, vă vezi. Nu, nu, e suma care se va scoate licitația. A, nici nu. Păi nu mai. Asta, dar da, da, până la 1.900.000 sunt taxe, că sunt taxe la ISC, că sunt proiectant, că sunt amizie, că nu știu ce, da. Lucrarea în sine costă 1.600.000. Votăm doar punctul 5 sau votăm și... punctul 5 sau și 6? Cine votăm deocamdată? Numai 5, nu? Da, votăm. Cine este pentru? Cine a fi cu ăla? Masinul județean? Din bani să schimbă. Aveți în vedere și alte străzi să le mai dezvoltați. La domnul Iubo, măi. La cetăție de acolo, strada noastră. De ce? Și Ibiș. Maruș. Dacă cumva o să reușim să... Deci nu se bate din bani. Dar speranțe avem? Speranță, domnul mai speranță. Vedeți că, fără să fim lipsiți de modestie, facem pași pentru a asigura cumva încetul cu încetul că toate astea înseamnă timp, oricât avea. Deci noi am dat un lucru, dacă vă aduceți aminte, acest proiect am trecut. Că tot aici l-am aprobat. Acum a ieșit în faza DALI. Noi aprobăm asta.
Dar îi trebuie să mai facem și un proiect tehnic ca să poți să-l scoți în licitație. Deci trebuie să sunt niște pași pe care noi îi urmăm. Deci după ce aprobăm asta, pot da ordinul de începere la proiectare. Asta este următorul pas. Abia eu sper ca pașii ăștia să se parcurgem cu perioada timpului lege. Ca în momentul în care vine primăvară să ne apucăm de treabă. Asta intenționez. Și fiindcă un alt drum care cumva a adus nemulțumire în rândul sătenilor este breteaua aceea de la Văcărești. Rămas până la drumul județean. Ne-am gândit noi că aia era absolut o urgență care trebuia făcut, pentru că este asfaltată tot inelul acela pe Mareșal Constantin Brezan. Breteaua aceea de la Văcărești, am pus-o anul trecut să facem documentația. Asta sunt primii pași. Să știți că vedeți numai atâta. Dar sunt o mulțime de avize obținute la toate astea. Nu numai ce vă arăt eu acum. Eu v-am adus doar partea de documentație, da? Și după aceea, ordin la fel. Ordinul de începere proiectare, cu care în primăvară dăm drumul la lucru. Dar constatăm că este vredeaua aceea de pe Văcărești. Și o altă problemă care se pune, cel puțin în acești doi ani pe care am observat-o eu, erau eroilor. Care toată ziua, în momentul în care ploua un pic, oamenii aceia nu mergeau scoate de acolo, da? Ei, ne-am gândit că am putea suplimenta printr-un proiect și una și alta, că de fapt înseamnă ca drum, nu înseamnă foarte mult, în sensul că avem așa. Deci avem o lungime pe Văcărești de 317 metri, o lungime pe Eroilor de 226 de metri. Asta este. Da. Pantă până la pod. Avem acostamente, avem și codețe, avem, sunt prinse și accesul la proprietăți. Deci nu o să mai avem probleme cu sătenii. Am prins inclusiv accesul la proprietăți. Șanțuri, frigole. Deci, zic eu că facem lucrurile gospodărești. Mergem la punctul 6. Îl aprobăm? Și pe 6. Mai citesc o dată? Nu, dar nu. Păi da, așa am spus la pachet, dar a protestat domnul să putem să trebuie. Să audă lumea despre Văcărești. Da, obligatoriu trebuie. Văcărești e eroi. Foarte mult. Deci valoarea lucrării va fi 1.069.000 de lei, 69.562,48 de lei, inclusiv TVA, dar doar valoarea contractului de lucrări. Dar valoarea obiectivului este de 1.300.000. Votăm. Cine este pentru? Acum sunt urmă la cetățeni care întreabă ce se va întâmpla cu drumul Mării, dar nu tot este terminat. A, drumul Mării. Va fi lămurit. După cum bine știți, noi l-am pus pe Compania Națională de Investiții în momentul în care am avut inundațiile din 2021. În 18 iunie, când am avut acele inundații, am chemat acolo, inclusiv pe șeful de la ISU, de la județ, domnul Comandant. Au fost atunci inclusiv apele române care au constatat cât de mari probleme pune acel râu al Răchiței. Și, într-adevăr, la momentul acela, tot drumul era un râu. Deci nu se mai știa unde e stradă, unde e râu. Ei, asta a fost cumva, la momentul acela, un avantaj nostru, ca să zic așa. Pentru că am reușit să-l punem pe Compania Națională de Investiții la lucrările primă urgență. A fost aprobat. Puteți verifica singuri, puteți da pe Compania Națională de Investiții și veți constata că drumul acela, la momentul acesta, este în procedură de achiziții. Așteptăm să se finalizeze achiziția și vom avea un constructor inclusiv pentru acel drum.
Deci tot anul acesta va intra în execuție. Da. Am înțeles. Da. Iar mai avem o zonă unde avem cei mai nemulțumiți cetățeni din comuna noastră, și anume satul Părbulești. Acolo am avea ceva speranțe de anul ăsta? Satul Părbulești există speranță doar dacă pornim o documentație special pentru el. La acest moment. Ca și la Lupești, nu? La Lupești. Se referă la strada aia, doi pași, cum îi zice, Ioan Biserică. Da, da, aia este un drum lung, e prins cu totul la pachet. Dacă dorim să facem un Părbulești, va trebui să pornim documentații separat pentru el. Asta o dărâm tot aici. Da, acolo se poate merge până la drumul Mori, deci strada asta. Nu putem să mergem așa. Până la drumul Mori. Dar nu merge cum vrem. Ce-i măsurat, ce-i prins în proiect, ăsta vorbește atât. Ce-i mai departe, nu mai. Dacă, ideal ar fi să iau, deci, ar fi și o alternativă la drumul Mori, la drumul Mori, de exemplu. Ideal ar fi să urească la drumul Mori, nu? Da, da, da. Ar fi frumos. Ideal. Deci, doar să-i faci proiect separat pentru satul Părbulești. Asta este simplu. Singura șansă de a o rezolva rapid. Sunt 2 km jumate. Am discutat asta cu un proiectant. Este în atenția mea Părbuleștiul. Asta pot să vă spun. Că mi se pare normal. E o intrare într-un sat care ar trebui să fie asfaltat. Vom porni și acel proiect, chiar dacă Consiliul Județean astăzi ne-a tăiat banii. Vom porni și acel proiect. Găsim resurse. Așa cum am găsit resurse pentru asta, vom găsi și pentru ăla. În sensul că, după cum știți, noi am făcut demersuri de a pune pădurea la Apia, că așa am strâns banii ăștia, nu sunt din, nu i-am adus nicio de acasă, nu i-am adus nici. Deci am avut din contractul de administrare al pădurii în care am strâns pădurile cât am putut de mult și am primit o sumă frumușică și așa reușim să facem ceva. Dacă lăsăm de izbeniște totuși, la voia întâmplării, ce să mai spunem după contractul de administrare, ca să o spunem pe aia dreaptă, în 2019, în 2020, când am intrat în noiembrie, nu era plătit nici 2019. Deci nu era plătit contractul de administrare nici din 2019. S-a plătit în 2020 219.000 de lei, o sumă modică pentru așa o bogăție. Între timp, lucrurile zic eu că s-au pus pe linie normală, în așa fel încât pădurea aceea, care este o bogăție a noastră, a Comunei Mânăstirea Cașin, să producă bani. Cum? Din contractul de administrare și doi, pusă o suprafață la apă. Se face e pusă prin AFIR, pe linia, pe măsura 15, conservare cu zonă de liniște, în așa fel încât, timp de 5 ani, vom primi bani de la AFIR, din agenția de plăți. Da? Din agenția de plăți are. Așa, încet cu încet, punem bani pe bani, în așa fel încât să facem investiții. Pentru asta, să facem investiții. Și dacă nu pot să nu remarc faptul, n-am cum, e prea caldă situația acum, ca astăzi Consiliul Județean ne-a tăiat toate fondurile către primăriile liberale, nu am cum să nu îmi expun aici supărarea. De ce? Pentru că acei bani nu intra în buzunarul meu ca primar, că eu sunt primar liberal. Intra în gospodărirea Comunei Mănăstirea Cașin. Acei bani ne ajutau pe noi să ne dezvoltăm. Dezvoltând Mănăstirea Cașin, dezvoltam județul. Toate sunt într-o linie dreaptă. Deci nu se dezvoltă Bienache sau Zgăvârdi, se dezvoltă Comuna Mănăstirea Cașin cu acei bani pe care îi primeam. Mai făceam un mic proiect, mai făceam ceva. Da, pentru asta am cerut acei bani. În anii anterior, care au fost votați masiv de cetățenii noștri și au avut posibilitate pe primarul care l-au avut să dezvolte această localitate. Ceea ce încercăm să facem noi astăzi. Dar, nu, eu sunt convinsă că lucrurile se vor așeza. N-am să înțeleg de ce este această călcătură pe picioare, sau mai bine zis,
vânătoare de vrăjitoare, atâta timp cât fiecare om ales într-o instituție a statului este dator să facă ceva pentru oamenii pe care l-au ales. Pentru că din Mănăstirea Cașin sunt mulți alegători pentru Consiliul Județean, da? Deci oamenii ăștia de la Mănăstirea Cașin trebuiau la rândul lor să beneficieze de niște fonduri prin care să dezvoltăm comuna. Încă o dată spun, nu ne dezvoltam nici pe Chelaru, nici pe Dimulescu, nici pe dezvoltam comuna Mănăstirea Cașin. Dezvoltând comuna Mănăstirea Cașin e ca un topogan, da? Ieșeam și noi în parcul județului, că și așa suntem o zonă extrem de atractivă pe care putem transforma la nivelul județului Bacău, să arătăm când vin oamenii în vizită și ne calcă această comunitate este călcată chiar nu numai vara, și iarna. Toată lumea ne caută, ne întreabă, ne sună la primărie. Cum putem ajunge acolo? Cum? Ei, normal că ar fi frumos să arătăm și noi că avem lucruri frumoase în comun. Da? Fără suport, fără suport, să găsesc soluții. Că așa am procedat așa cu noi, anul trecut au fost un pic mai generoși decât am înțeles. Anul trecut chiar nu pot să le întâmplă. Chiar dacă a fost o oarecare diferență între primăria PSD și primăria PNL, nu pot să spun că nu m-am primit. Am primit, au fost buni, că orice ban care îți vine în primărie, folosit cu chipzuință, poți să faci ceva. Asta e situația. Îmi pare rău că a trebuit să vă expun această prezentare care nu ne face cinste. Dar mergem mai departe și vă asigur că mai facem treabă și aici. Și fără. Dacă chiar... Fără suportul Consiliului Județean. Vă rog să vă dăm. Mergem la punctul 7. Proiect de hotărâri privind aprobarea cesiunea lotul 7 plus 8. Da, avem două cesiuni. Două cesiuni, lotul S2-19 și S6-15, un lot merge către societatea Padel Forest SRL și un lot merge către domnul Roșu Valentin. De la Codreanu Ion și azi de la Chiriac Ion. Doi oameni, doi cetățeni care au predat, au renunțat la cesiuni și le-au cedat. Da, votăm. Cine este pentru? S-a prezentat
domnul Panaietine Ion, o cerere la primărie cu care a dat număr de înregistrare 782, unde solicită să se elibereze drumul care circulă toți cetățenii care au proprietăți în Bălăceanu. Sunt un număr aici care au semnat un tabel cu 8 cetățeni, dar sunt mult mai mulți, care fiecare cetățean și-a lăsat drum de acces, de servitudine în capătul bucății, pentru a circula pe acolo să-și aducă fânul, să-și ducă, știu eu, să-și fertilizeze terenul cu gunoi. Iar domnul Hârșanu, care este instalat în capăt, fără să fie proprietar de teren, nu are nici, nu e înregistrat nici la primărie, nu plătește nici taxe, nici impozite, a închis abuziv drumul, făcând o poartă acolo și a interzis trecerea la oricine. Acum lumea este foarte răzbunată ca să elibereze acest drum, să aibă acces cetățenii, să ajungă la proprietățile lor. Chiar spune aici, face o mențiune cetățeanul ăsta, ci că acest drum de servitude a fost pe vremea bunicilor noștri. Deci nu e vorba de 10 ani, 20 de ani, deci vorba de ani de zile, 70, 80, deci timpul bunicilor. Deci a erat liber acolo de fiecare și căra bunurile acolo, ce era așa. Și el, cu toate că a insistat lumea să le dea drumul să circule, s-a încăpățânat și n-a dat drumul la nimeni. Și-a rămas lumea cu un trețul de acolo care a renunțat, nu și-a mai păsit, care eventual n-a mai putut să ajungă. Că poate să confirme și domnul Chelaru, pe acolo vara, tineretul mergea la baie. Le-a închis drumul acum, merg pe firul ape din Pietroaie ca să ajungă la un ghiocheiul, un ghiol acolo mai adânc. Deci, pur și simplu, le-a îngrădit și la aia trecerea. Deci, le-a făcut mult rău și la tineret. Că tineretul merg vara să răcorească și ei acolo. Acum merg prin pietre, merg prin firul. Vă rog tare mult să luăm măsuri, să interzicem la acest domn, să mai ocupe drumul ăla, adică să închidă drumul ăla, să-l elibereze. Eu știu foarte bine, am avut terenul ăla și eu l-am avut în arendă, peste 10 ani, de când l-am avut în arendă, eu am recunoscut, nu mi-a pierdut să închid. Dar cine e proprietar acolo? Primul? E normal, are un contract de arendare, domnul Duță, iar domnul Duță nu are nevoie de acest teren, nici odată așa, pe vorbe nu urmă. Dar tu ai de la casă? Da. Dar nu domnul, da. E proprietarul acolo? Da, dar e băia cu ei și băia terenul înapoi, domnul. Da. Și acum ăsta a profitat, a făcut gardă în prejurul ăsta. De așa are o problemă și cu vecinul, a făcut o gardă pe la Chelaru Gheorghi de acolo. Proprietarii care sunt de dumneavoastră, care sunt vecini și au lăsat drum de servitude. Deci am obținut din documente, domnule. Nu, și-a lăsat înțelegeri. Asta vreau să vă insinuați. Haideți să ascultăm colegul. Nu mai ești cu lor. Vorbim cu lor. Eu zic, ar fi bine să luăm niște măsuri, bine că a solicitat persoanele respective să discutăm în Consiliul Local, să luăm o hotărâre, să cer și părerea colegilor, pentru ca să elibereze acest drum, să fie liber, ca fiecare cetățean să poată circula. Nu poate să închidă un drum, să-i izoleze pe toți. Deci a făcut un abuz. Cred că cererea asta este depusă la noi? Da. 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 Soluția este să verificăm ce documente are domnul
Bârjan. Da. Și o singură soluție e instanța. Da. Știți? Prima oară se rezolvă cu organ de, deci cu poliția. E proprietar cineva pe teren și mi-a lăsat și cum se fișca ca cineva. Nu are cum să fie ceva pe teren. Deci o să fie ceva pe teren. Trebuie să ai o dovadă că te-ai adresat primăriei, primăria a insistat și nu a rezolvat problema. Deci cu dovada aia cu... Dar nu există la primărie. Deci acolo există o soluție. Există o soluție și acolo. Deci acolo poate să facă marginea apă, pe lângă lângă, poate să facă, nu știu, ești în spate, lângă lângă. M-a ocupat tot până în marginea apă, acolo, tot de el. Acolo, el a intrat în domeniul public, aici e urmă. Dacă a intrat în domeniul public, în spate, mai aia nu e ceva. Dar... Automat, la proprietățile private nu avem cum să-i interzicem doi primării. Asta e singura soluție. Doar medie. Doar medie. Proiectul privat nu este și este cum am avut stăpânire. Adică nici nu am trus. Am lăsat drum de acces în cea din lumea. Eu nu mi-am pierdut să închid drumul. Da, este o problemă care nu e de competența Consiliului Local. Vom încerca, ceea ce pot să vă spun, că vom încerca să vedem prin Comisia de Urbanism de la nivelul primăriei. Să verificăm ce spuneți dumneavoastră asta cu domeniul public, să verificăm dacă putem discuta ce înseamnă drumul acela pe care să tine la un deținut l-au folosit, mai bine zis, an de-a rândul, doar putem verifica ce s-a întâmplat. Urmă, restul e de competența instanțelor judecătorești. Da, mulțumim. Domnul Chelar, vă ascultăm. E o problemă. Se apropie anul 2023 a început, se apropie sezonul de pășunat. Au mai rămas din vechile contracte, au mai rămas doar 2 ani. Ca să aplici pentru măsurea promediu, îți trebuie minim 5 ani. Cum vom proceda? Cum faci? Adică vreau să lăsăm în discuție în licența următoare. Da. Anul acesta aveți mai beneficiat de APIA condițiile în care ați avut deja contractele până acum. Vreau să vă spun că am adus deja amenajamentul pastoral, l-am făcut. La următoarea ședință va trebui să le aprobăm. După care va trebui să aplicăm legea, care până acum la mănăstirea Cașin nu a fost aplicată. Știți, era vorba de pășune, cât, cum, cine... Da, problema a avut să discuți doar ca măsură de aglomeriu. Nu contează cine le-a. Măsură de aglomeriu care... El este ce înseamnă asta, sunt măsuri. Da, dumneavoastră trebuia să aduceți o mulțime de raportări la ceea ce ați făcut la terenul pe care le-ați zis unul la primărie. Și nu am văzut să văd, n-am văzut nicio raportare făcută. Ce lucrări ați făcut din banii primiți de la APA? N-am văzut de la nicio asociație. Dumneavoastră erați obligați să prezentați devizie de lucrări. Da, asta să vedeți prin amenajamentul pastoral ăsta. Da, spune că sunt în contract cu măsul care nu așa spunea. Sunt deținut. Și am deținut. Da. În următoarele contracte care vor fi făcute, să știți că va fi obligativitate și stabilită. Și masa care, de verde care urmează să o pășunați și pentru că automat astea se găsesc ca informații în amenajamentul pastoral care, de fapt, o să trebuiască să urmărim și la Consiliul Județean toate informațiile și hotărârile pe care le transpunem și noi aici. Vor fi pe trupuri de pășuni, pentru că de nu am întrebat. E dată legea. Adevărul că s-a demonstrat prin fapte, că s-a curățat izlazul și izlazul din partea lui Peștelul e cel mai curat din toate izlazul. Toți care au asociație știu că nu pot accesa măsurile agromete dacă n-au contract minim 5 ani. Nu erau fost mai băieți, nu erau fost mai băieți. Și nu mai curățat prin Peștelul, a? E cel mai curat din izlazul. Aveți cea mai mică suprafață. 61 de hectare, da?
suprafețe mari, da, pe care le dețin asociațiile de proprietari. Și au fost 70, nu? 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 Nu, dar s-au mai dat. Nu? Mai există foarte față, da. Să vă ascultăm un pic pe domnul Rețea. Pe drumul ăla acolo, pe Prezean, la magazinul Frumarul, e crucioara aia care vorbesc cu ăsta. Și problemă foarte mare acolo. Toată mă se mai, pentru că așa mai mult. Pentru că asta coștesc foarte, foarte bine. La coborări de ideal, spre așa, vin la magazinul ăla, așa cu ei, și mai bătrân și mai tine, nici pe troi mari, nu ca toată. Le spală la mari, mari. Și nu am mai spus asta. Trebuie făcut ceva. Nu știu, să punem niște balanțe, punem niște balanțe drepte, cumva. Am spus că am mai pus. S-a încercat și de-a lungul timpului drepte. Am fost făcut de nu am fost niciodată. Deci 16 ani, când ești un tot balanț, am pus tot la natal. Da, a spus frumos de 16 ani. A spus frumos aici. Nu am dat la spălat, a făcut eu. Ce face și acum? Să rămâne domnul, să rămâne și la spălat. Așa este. Din păcate, e o zonă atât de mică, încă niciun utilaj nu încape să poți să faci ceva. Doar cu oameni. E într-adevăr o problemă ridicată, care într-adevăr este importantă. De acord și eu trec fiecare zi. Și trec oamenii de la de la bătrâni, să duc în fiecare zi la biserică. Fiecare zi să văd la acolo. Acolo și la soluție ar fi asfaltul, ca să nu mai ai asfaltul. Nu asfaltul. Dar ce vrei asfaltul? După cu trece cale, cu papele. Așa, exact ceva. Papele. Altceva întreagă, așa. Nu vă mai avea pe care nu vă nu ți-i apă, că e acest cu o dreaptă, una după alta. Tot nu faci toată suprafața. Vom verifica. Vom verifica. Vom verifica. Vom verifica. Vom verifica. Vom verifica. Dar nu, da. 50 ai măcar. 50 ai măcar. Așa e. Da, nu fie. Domnul Nicolescu, da. Domnul Nicolescu, vă ascultă. Da, vă gândeam că poate am mai speriat cu oamenii care aruncă cu naiere poliporii, dacă am mai pune și carne în anumite zone sensibile. Cum e la noi, la poliporii, acolo sunt la preț, se poate vota foarte simplu. Și poate mai fiecare zona voastră, știți? Trebuie să luate măsuri, e adevărat. Deci eu sunt curios să sufrez de aia. Cu să manajează cetățenii? Da, dar cum am venit voi trei, nu sunt luate nimeni. Nu, sunt curios. Să mai zice cineva acolo. Eu vă spun. Vă rog frumos, domnul Mare. Unde a fi Broșteanu? Știu că a scos acolo, s-a făcut, s-a uitat. Nu, eu încă materialul la... Vine un pic timpul mai bun. Deja săptămâna asta au văzut vreo doi acolo. Le vine mai ușor de trecut aici, decât să ducă roată pe partea aia la altă. Deci poate aia nu le continuă să ducă ușor la val, nu? Am văzut la ușor la și până la ăla și mai cadă un copil, mai cadă de... Lemnul, să știți că l-am pregătit la domnul Priscoviță, numai să permită și o vremea să ne apucăm de la. L-am adus. Când mai ajunge autocreditul ăla, mai bine e autocreditul ăla, să avem și noi. Nu avem nicio vină că acela autocreditul, toată lumea are impresia că autocreditul îl facem așa și noi îl trec. Dacă vă întrebați de impresie, ne vă zicea.
Deci, firma ne-a făcut la adresă, nu am la momentul ăsta, că la 28 februarie să le prelungim termenul, să-l aducă. Ăla nu-l face la România, doar vă dați seama că nu e. Iar acum m-au anunțat printr-o adresă de curând, deci care a fost termenul 28 februarie, că pe data de 10 februarie au cunoștință că va intra în țară. 10 februarie. Deci nu mai e de așteptat. Dar nu a stat la îndemâna noastră. Deci contractul a fost câștigat de o firmă. Firma nu s-a încadrat în timp și au spus pe bună dreptate sărbătorile care i-am dedicat și n-au circulat vapoare. Și cu vama și cu toate astea. Da, mai s-a ceva? 10 februarie. Trotuarele în circulație cât timp de zăpadă, cred că ați observat cu toții că avem mașini, că se cer pe pietonii pe stradă. Fiind stradă îngustă, mai ales copiii de la coală, de trei cu foarte mare, din punctul meu de vedere, la toți. Care deci, câte trotuare? Nu există. Multe avem. Unde trotuare? În afară de zona bisericii, acolo unde tocmai asta am văzut la exact. Deci o să trebuia să-ți faci un urmare să faci un viitor proiect. Să fie trotuare. Asta la cașe sunt trotuare și la urmă. Păi da, dar... Apropo, în legii care așa voi să parte față cu a putea și-o. Ne-au ajutat inclusiv domnul Strat, care este șeful de post. Inclusiv a zis că dacă și poliția sună, poate nu te-a văzut. Nu, 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 mult mai tersă și mai mare decât la casă. Eu era la coasă. Și a doua ar trebui să fie și atunci ar trebui să fie și și frigul mai mare. Chiar ar trebui să fie sănătatea. Altcineva mai aștept, să țineți mai zice cineva la cuvânt, declară ședința închisă.